Arhiva suferinței. Bun găsit, prieteni, a Arhivei Suferinței. Fără îndoială, serialul Arhiva Suferinței are mulți prieteni, așa că apelativul din salut se justifică. De multe ori mă întreb oare care este explicația faptului că dintre ascultătorii Radio Vocea Evangheliei există destui care urmăresc cu fidelitate seria Arhiva Suferinței. Pentru că sunt puțini cei care au citit sau l-au cunoscut pe Nicolae Moldoveanu. Oare care să fie punctul de interes la o astfel de emisiune în care se vorbește mai mult despre suferință, lacrimi, prigoană, persecuție, închisoare? Eu am câteva răspunsuri la o astfel de întrebare. Mi-ar plăcea să le aud și pe ale dumneavoastră. Ca să nu mai vorbesc despre cât de mult l-ar interesa chiar pe Nicolae Moldoveanu. Am spus atâtea cuvinte când de fapt am intenționat să vă rog, dragi prieteni, să încercați într-o bună zi să vă așterneți gândurile pe hârtie și să ni le expediați la redacție. Radio Vocea Evangheliei, căsuța poștală 3948 București, cu mențiunea pentru Arhiva Suferinței. Ce să scrieți? De ce urmăriți Arhiva Suferinței? Dacă vă place, de ce? Dacă nu vă place și urmăriți accidental, de ce nu vă place? Pe cine ați dori să mai auziți în episoadele viitoare? Sunt convinsă că aveți multe motive serioase pentru a dărui o jumătate de ceas în fiecare săptămână special emisiunii Arhiva Suferinței. Nu uitați, căsuța poștală 3948 București vă așteaptă. Acum să-l lăsăm pe Nicolae Moldoveanu să ne spună ce și cum și când și unde cu miile de piese care au văzut și care așteaptă să vadă lumina tiparului. La Arhiva Suferinței, așadar, compozitorul Nicolae Moldoveanu. N-am ținut o evidență, într-adevăr, așa, din scurt. Cum le-ați grupat? Ele sunt scrise cum au venit, nu sunt grupate pe teme, adică să lucrez săptămâna asta sau luna asta o anumită temă, ci cum vin. Dar pentru mine, așa, o grupare mai generală ar fi cântări de laudă și apoi cântări duhovnicești. Gruparea, adică împărțirea aceasta o face în Noul Testament și e adevărat că cântările duhovnicești sunt cele care au în vedere nevoile noastre duhovnicești, ale credincioșilor. Sunt cântări despre credință, despre nădejde, despre pace, despre bucurie, despre chemare, îmbărbătare, cântări absolut necesare, dar ele au în vedere pe Dumnezeu și nevoile noastre. Cântările de laudă însă înalță numai pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos. Noi avem nevoie, cât vom trăi pe pământ, de amândouă categoriile sau grupările. În cer, desigur, nu se cântă cântări duhovnicești. De ce să se cânte acolo despre credință, despre nădejde, despre chemare, îmbărbătare? Nu e nevoie de așa ceva. În cer se cântă numai cântări de laudă. Îngerii, după cum vedem din Scriptură, mai ales în Cartea Apocalipsei, îngerii cântă numai cântări de laudă pentru miel și pentru Dumnezeu. Întrucât creștinul este o ființă cerească, purtând straie de lut, și el imită cerul. Adică să nu uităm cântările de laudă. În fiecare dimineață eu cânt un număr de cântări. Nu eu mi-am făcut acest plan, ce l-am primit din partea Domnului, deci nu mi-aparține.
dar vreau să îl împlinesc și în fiecare dimineață cânt un anumit număr de cântări de laudă și cânt și două cântări duhovnicești. Care sunt acestea? O cântare e o rugăciune: facă-mi se totdeauna după Sfântul Tău cuvânt, este titlul ei. Doresc ca voia lui Dumnezeu să se facă în mine. E o rugăciune. Facă-mi se totdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ, chiar de-ar fi să-mi cadă toate, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Gândul tău să se împlinească neștipit în mine oricând, chiar de-ar fi să se dărâmă ce mi-am zidit în gând, chiar de-ar fi să se dărâme, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Voia ta să se înalță ca stăpână în viața mea și-n fărâme sparge-o voia printr-o lovitură grea, și-n fărâme sparge-o voia, și-n fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să-mi o asculți mereu, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, n-ascultat de gândul meu, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, n-ascultat de gândul meu, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, n-asculta de gândul, n-asculta de gândul. Și a doua cântare duhovnicească este despre smerenie. Când am primit din partea Domnului porunca să o cânt în fiecare dimineață, m-am bucurat, dar imediat m-am și întristat. Atunci am zis Domnului în rugăciune: da, Doamne, Tu îmi dai această poruncă pentru că nu sunt atât de smerit cât trebuie. Așa am tălmăcit, că Dumnezeu a văzut că nu sunt atât de smerit. Sau poate ca să-mi păstreze proaspătă în memorie ideea aceasta că trebuie să mă smeresc și că tot ce am îi aparține Lui. Orice dar bun e de la El. Și de fapt cuvântul smeriți-vă este ca o poruncă.
smeriți-vă sub mânatarea lui Dumnezeu. Și celor smeriți le dă har. Dumnezeu ar vrea să ne dea har, dar n-are unde să-l pună, că mândria sau încrederea în sine este ca un pisc, ca un vârf de munte. Ploaia nu stă pe vârf de munte, ea coboară, adică în văi se adună apa. Și la fel, harul lui Dumnezeu, ca o ploaie, nu stă pe un pisc, ci el se adună în văile smereniei. Și cântă în fiecare zi aceste două cântări, dimineața, după rugăciune și mai roșii după aceea, apoi cuvântul, cam cu asta încep ziua, să dau întâietate Domnului. Și har și adevăr voi
aveau, cu cât voi umbla mai smerit. Și har și adevăr voi avea, cu cât voi umbla mai smerit. În cântările duhovnicești sunt cuprinse toate nevoile noastre spirituale, toate nevoile omului și ale mele personale, dar fiecare poate să își ia și pentru el. Pentru că ați început să ne spuneți cum începe ziua, cum continuă, cum arată o zi din viața dumneavoastră? După ce trec de prima parte, îmi fac plan să lucrez. Fie la cântări, fie la meditații sau altă lucrare spirituală. Dar mă rog în fiecare zi, după cum și cânt, să-mi strice Dumnezeu planul. Și într-adevăr, de multe ori mi l-a stricat. Prin ce? Au venit musafiri și a trebuit să mă ocup de ei. Cei de la Vocea Evangheliei care vi l-au stricat pentru 3 zile? Cei de la Vocea Evangheliei? Eu nu știu să zic că mi-au stricat planul. Că de fapt planul meu îl strică cine îl strică, dar nu pe al lui Dumnezeu. Și eu nu vreau să am planul meu și să țin neapărat să se împlinească. Ce am fost cuprins în planul lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu are întâietatea. Zice cu ani în urmă, cine vine la tine dintre credincioși, eu îi trimit. Să nu fii părtinitor. Noi din fire suntem părtinitori. Pe asta îl primesc mai bine, pe asta îl primesc mai rece, dar zice să nu fii părtinitor. Așa că nu mi-a stricat niciun plan. Împreună am împlinit planul lui Dumnezeu. Și eu mă bucur că sunteți la o tribună mai înaltă, adică mai deosebită decât sunt eu. Ne-ați arătat 2 volume de cântări apărute, volumul 10 și 11. Unde sunt celelalte? Când le-am primit, fiecare cântare intră la numărul ei. Și scriu totdeauna într-un caiet cu 400 de pagini, deci cu 200 de foi și mai adaug, mai lipesc câteva pentru cuprins. Ca în fiecare caiet să intre 400 de cântări și pe câte o pagină intră și 2 cântări mai scurte, dacă sunt de laudă și mai scurte, așa le numerotez, dar unele sunt A și B, adică poartă un singur număr. Deci cântările le scriu în caiete. Caietele cuprind o perioadă, cu aproximație spun, dar aproape de adevăr, o perioadă de 3 ani. 400 de cântări în un caiet din acesta îl scriu în 3 ani. Și poartă un număr. Numărul 11 și 10 nu eu am ales să se tipărească. Numărul 10 s-a tipărit, deci poartă volumul 10. 400 de cântări e un volum. Un frate din Deva care e mare iubitor de muzică și cântă și are și copii care cântă. E o poveste și cu el, cum a venit, cum ne-a cunoscut și în fine, el dacă povestește are mai mult, așa, o să înțeles mai bine. El a zis, frate Niculiță, vreau să desenez notele la caietele începând cu cele din urmă. Și când a avut ideea aceasta, era caietul 10 aproape gata. Și caietul 11 îl începuse. Am mers o bucată cu el. Și a început să deseneze notele la... De ce să tipărim de la urmă înspre început? Că a zis, aici sunt cuprinse cântări la o maturitate spirituală, așa, mai adâncă. În fine, așa a gândit el. Caietul 10, care poartă numărul
Cântările Harului, volumul 10, e gata tipărit. S-a tipărit la Oradea în 2000 de exemplare, s-a și difuzat, că 2000 de exemplare puțin, dar poate că or mai fi pe aici, pe acolo, undeva. Am spus acum să mergem așa pe scară înapoi, treaptă cu treaptă. Nu, zice, acum vreau să mă întorc la numărul 1. Cântările din închisoare, cântările pe care le-am primit din partea Domnului acolo în închisoare în cei 5 ani. Sunt peste 350, aproape 370 de cântări. Cântările Harului, volumul 1. E un titlu generic, Cântările Harului, volumul 1, 2, 3 și așa mai departe. Înainte de închisoare, cântările erau scrise și ele în diferite caiete, dar nu chiar așa ordonate, eu nu știu dacă erau caiete pe vremea aceea de 200 de foi. Astea au început după închisoare, scrisul acesta pe caiete de 200 de foi. Dar înainte de închisoare, avem mai multe volume, avem Cântările Psalmilor, care e un volum. Aici sunt 200 de cântări, toți psalmii, cei 150 de psalmi versificați și cu melodii, dar pentru că unii psalmi sunt mai lungi, dintr-un psalm s-au făcut mai multe cântări. Psalmul 119, de exemplu, are 22 de cântări, fiecare separat, fiecare 8 versete e o cântare. Da, și mai sunt și alți psalmi împărțiți pe 2, 3, 4, 5 cântări, sunt și cu câte 5, mai puțin. Versificarea acestor psalmi s-a făcut de către Traian Dorz. De fapt, inițiativa a pornit mai întâi de la psalmi, ci am vrut să facem o lucrare la cântarea cântărilor, inițiativa lui Wurmbrand. Dânsul a zis: Nicule, uite, eu scriu proza la meditații la cântarea cântărilor. Dorz să scrie text de poezie, de cântare, și tu să faci muzica. Asta a fost în anul 46. Ei, au venit evenimentele, n-a mai putut Richard să-și facă planul, dar eu am zis atunci lui Dorz, uite ce, hai să începem cu psalmii. Dacă nu se mai poate asta cu cântarea cântărilor, hai să facem psalmii, fără comentarii, fără meditații. Și așa s-a pornit lucrarea asta, diversificarea psalmilor și de pus pe muzică. După ce s-a terminat cântările psalmilor, în Biblie sunt diferite cântări. A lui Moise, a lui David, cântarea lui Ana, lui Debora, care sunt tot în genul psalmilor, dar sunt împrăștiate prin toate cărțile din Biblie. Și afară de cântări mai sunt rugăciuni din Biblie. Afară de rugăciuni mai sunt binecuvântări. Pe aici, pe acolo, întâlnim când a binecuvântat cineva și tot în formă de poezie. În Biblia ebraică așa apare, în formă de poezie. Și atunci Dorz a început versificarea la cântările din Biblie și la binecuvântări și la rugăciuni și eu am pus melodii. Așa, sunt multe cântări care se cântă, de exemplu cântarea Anei. E cunoscută în țară. Sau prin prorocul Isaia, o poate mama aș uita copilul ce alăptează. Și asta se cântă. Sau nu te teme, nu vei fi de ocară. Părăsit ai fost câtva vreme, dar iarăși te voi ridica, spune tot în Isaia. Și în Noul Testament sunt cântarea Mariei, cântarea lui Zaharia și altele. Pe urmă, prin Apocalips, cântarea îngerilor și aia, toate sunt versificate. Este iarăși un volum. Acesta este mai mic, de vreo 150 de cântări. Ei, apoi sunt cântări, vorbesc de cele dinainte de închisoare, poate că nu sunt chiar 1000, afară de psalmi și de cântările Bibliei, dar sunt înspre 1000 de cântări care pot și ele fi împărțite în două volume cel puțin. Însă noi am mai tipărit
cântările dinainte de închisoare și ceva de după închisoare în volumul Cântările Harului cu 700 de cântări. Acest volum a fost tipărit în America, adică lucrat în America și tipărit în Germania de editora Stephanus din Germania și a dus în țară atunci, după Revoluție. S-a lucrat mult la el, s-a lucrat ca la distanță de atâtea mii de kilometri și o distanță și în timp, vreo 13 ani, că nu aveam posibilitate să corectăm, să verificăm. S-au dus cu greu din țară cântările, s-au dus pe rând. Fiecare din cei care au plecat au dus câte ceva. Pe urmă aduceau la corectare, nu mai ajungeau înapoi. S-au pierdut de multe ori. Am transcris și de 3-4 ori o cântare. Nu la toate, dar unele s-au pierdut. De aceea au și multe greșeli la note, la armonie. Eu am făcut o erată care, cine ține seamă de ea, sigur că corectează greșelile. Ne-am gândit apoi, după caietul 1, să urmeze caietul 2, adică perioada 65 până în 68. Deci tot așa pe ani. Și apoi până ajungem la caietul 10. Caietul 1 sunt cele din închisoare. S-au tipărit cântările pentru copii. Volumul acesta cuprinde 280 de cântări, deci aproape 300. E un volumaș pentru copii. E prima lucrare autohtonă în România, pentru că ceea ce s-a cântat până acum a fost traduse. Foarte puține au fost compuse aici, colo, de câte cineva. Dar astea au fost lucrate, trei autori sunt, adică autori de texte. Dorz, o parte, Ioanid, o parte mai mică și cele mai multe îmi aparțin. Așa că, cum zice Apostolul Ioan, ungerea pe care ați primit-o vă va învăța toate lucrurile și nu aveți trebuință să fiți învățați de cineva. Nimic nu te reține.
să-și cerce prin credință, de-nalte totdeauna, devine întregime cu veșnicia una. Că-și cerce prin credință, de-nalte totdeauna, devine întregime cu veșnicia nesfârșită și plină sărbătoare, tăcut se avântă zilnic, învăluit în soare. Trăirea în lumină și-n dragoste fierbinte, e cu putință numai când zbor mereu înainte. Trăirea în lumină și-n dragoste fierbinte, e cu putință numai când zbor mereu înainte. Adriana Huțanu și Cristi Ristea vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Arhiva Suferinței. Am aflat cu o jumătate de ceas în urmă amănunte în premieră din bucătăria muncii de creator de cântece creștine. Cred că suntem printre puținele popoare care se pot lăuda cu un compozitor de talentul lui Nicolae Moldoveanu. Probabil că suntem singurii și că mulți și-ar dori să aibă un Nicolae Moldoveanu. Să-l prețuim așa cum se cuvine și să-i mulțumim și să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru acest dar făcut nouă românilor. Până la următoarea întâlnire, pentru că Nicolae Moldoveanu mai are multe de povestit, să vă fie bine, dragi prieteni! Arhiva Suferinței.